Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Colegilor, pe voi vă preocupă ce meserie o să aibă copiii voștri? Nu. Nu. Așa e, că nu poți să intuiești. Acum lucrurile au luat o razna. Pe vremuri te gândeai, se gândeau părinții, poate te faci medic, doctor, da? Poate te faci inginer. Păi și ce? Astea poate... sunt în continuare meserii foarte solide. Astea o să rămână în continuare meserii foarte tari, dar acum sunt o mulțime de opțiuni. Dar și care e paradoxul, apropo de medicină și de inteligență artificială? Mm. Sigur, relația cu doctorul tău are o componentă personală, psihologică și personală foarte importantă. Trebuie să ai încredere în medicul respectiv și ai nevoie de multe ori de o relație, ai nevoie de cineva care să fie alături de tine, ca specialistul acela care îți identifică o problemă, să fie alături de tine, să-ți dea încredere. Deci e o componentă psihologică foarte importantă. Uh-huh. Dar la limită, spun, în afară de asta, și cu tot respectul pe care știți prea bine că îl port profesiei medicale, medicii sunt... ei știu să analizeze, să compileze, să analizeze pe baza informațiilor pe care le-au acumulat în atâția ani a experienței, să analizeze informații și să dea un verdict. Că asta fac. Adică se uită, când îți fac anamneza, te întreabă ce ai și tu îi spui, îi dai informații. Când se uită pe analize, el primește informații, pe toate le interpretează, le asamblează într-un tablou și îți dă un... rezultat, un diagnostic. Un diagnostic, da. Asta este ceva ce inteligența artificială poate face foarte bine. Adică inteligența artificială poate analiza, computerele astea fac, analizează informație și oferă un rezultat. Deci, din acest punct de vedere, dacă inteligența artificială va continua să crească în importanță, în lumea medicală, cei care ar putea fi, de fapt, înlocuiți, nu sunt personalul medical secundar, și o să vă explic imediat de ce, ci medicii. Exact. Pentru că personalul... Anumite specialități. În momentul ăsta se poate concepe un computer performant care să interpreteze rezultate medicale și să dea un diagnostic bun. IBM lucrează de câțiva ani buni, adică are unul care e aproape gata, sau dacă nu e deja gata, doar că îl mai tot îmbunătățesc. Da, dar nu există roboți și probabil nu vor exista multă vreme roboți care pot să pună o perfuzie, care pot să schimbe un bolnav. Care pot să opereze. Da, da. Deci chirurgia e o ramură care nu va fi înlocuită. Deci necesită îndemânare fizică sau proceduri fizice, asta este deocamdată protejat. Bun, sigur, și mergând mai departe, te gândești, bun, ok, și ce o să faci? Și ce o să alegi? O să alegi un computer sau o să alegi un medic atunci când va trebui să interacționezi? Un medic care are un computer. Da. Cu care... Da. O să alegi și un TikToker care vorbește despre lucrurile astea. Întrebarea va fi, dar dacă, sigur, vrei să vorbești cu un medic. Logic. Adică nu vrei să vorbim cu roboți, nici la bancă. Nu vrei să vorbim cu roboți. Că răspunde, mă numesc Mariana, cu ce te pot ajuta? Vreau să vorbesc cu un om. Nu am înțeles ce ai spus. Bun. Deci nu vrei să vorbești. Dar când accesul la medic va costa de 10 ori mai mult decât accesul la un computer, ce o să faci? Va costa și computerul, aproape de medic. Sunt convins că nu va mai fi. Eu sunt convins că o să fie de 10 ori mai ieftin. Crezi? Nu chiar mai cum vorbeam cu niște prieteni, ne amuzam recent că avem un amic care o problemă la ligamente și trebuie să se opereze la genunchi. Și dă din colț. E și foarte scump operația, nu sunt nici foarte multe opțiuni, adică sunt puțini medici care operează bine ligamente încrucișate și zice un prieten, zice, nu vrei să te operăm noi? Ne uităm pe YouTube. Și facem mai măcar până unde putem. Da. Și când ne blocăm, mergem la doctor cu tine și zicem, șeful, uite, noi am ajuns la minutul 6, dar aici nu mai știm. Bun, lucrați dumneavoastră mai ieftin. De ce, de la ce ne-am luat? Am văzut o analiză sociologică făcută în Statele Unite, adevărat, dar cred că e valabilă și pentru România, apropo de cum meseriile tradiționale rămân în continuare favorite pentru tineri. Adică, deși eu acum, mă rog, avem rețele sociale, economie creativă, poți să lucrezi singur, să fii influencer, să nu știu ce, te gândești că... Tinerii, când sunt întrebați în Statele Unite, sondajul se referă la tineri între 18 și 29 de ani, așa numită generație Z. Sunt întrebați ce meserie ți-ar plăcea să faci. Sunt dreaptă toți spre meserii tradiționale. Da. Vreau să fiu om de afaceri în ordine, om de afaceri, doctor, inginer și de-abia pe locul 4, artist. 14% vor să lucreze pentru guvern. Mă rog, asta e clar că nu s-a făcut în România sondajul. 58% declară că ar prefera o corporație mare sau mijlocie în locul unui startup. Și de aici vă invit la o discuție. Vă întreb
prieteni, care credeți că o să fie o meserie foarte bună și peste 10-20 de ani? Adică ce îi recomandați copilului? Dacă ar fi... Dacă ați avea o discuție cu... Să conteze. Da. 0372069599. Care credeți că vor fi meserii foarte bune și peste 10-20 de ani și credeți că vor dispărea meserii în intervalul ăsta 10-20-30 de ani? Care ar fi meseriile care credeți că sunt în pericol și vor dispărea? La unele dispariții de genul ăsta asistăm și noi. Uh-huh. Casierii la supermarket sunt din ce în ce mai puțin. Corect. Sau aproape deloc. Și call center-ul, spuneai mai devreme că vorbești cu roboți, sunt din ce în ce mai puțin. Da, 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 da. Umanoizi, ca să spun așa. La compania de telefon. Da, la compania de telefonie mobilă, așa, dacă suni și ai o problemă, dai întâi de robot care, da, îți poate rezolva aproape toate problemele. Niciodată. Da, sunt. Bă, mai... tu ai rezolvat ceva vreodată ceva cu vreun robot de ăsta? Da, eu am rezolvat. Sunt mai rigizi roboții. L-ai întrebat câte ceasul. Știi de ce? Pentru că apără interesele companiei pe care o reprezintă. Pe când cu omul, știi cum e de mai vorbi? Aia, vă rog frumos, poate găsim o soluție. La robot nu merge faza asta și atunci de asta îl preferă. 0372069599. Care credeți că o să fie o meserie foarte bună și peste 10, 20, 30 de ani? Și ce meserii credeți că vor dispărea? Ne-am întors la meserii. Da. Ce meserii credeți că vor fi foarte bune și peste 10-20 de ani sau ce meserii credeți că vor dispărea peste 10-20 de ani? Primisem un mesaj aici, preot, da, preot cea mai sigură meserie, foarte păcat corect că băiatul meu a preferat IT. Mi-a spus Edi. Deci IT nu e chiar așa rău, dar da, preot este o meserie sigură. Preot, de ce 2000 de ani, merge ca focul. Păi de ce zici chestia asta? Cum mă? Deci are dunți, mormântări și botezuri. Da? Și crezi că nu reușește un robot să facă toată treaba asta? Nu, este o relație spirituală. Am politică. Înțeles. Nu merge. Vreau și... doar să te provoc. Simona. Una dintre instituțiile, adică cea mai veche instituție publică din istoria, mă rog, creștinismului, ca zic așa, este, da, biserica. Simona, bună dimineața! Bună! Bună! Bună dimineața! Bună! Eu, pentru copiii mei, da, prin prisma a cum sunt ei și cum îi cunosc eu i-aș îndemna tot spre învățământ. Uh-huh. Pentru că consider că acolo trebuie să meargă oameni care să empatizeze cu alții, să aibă un oarecare har, să zic eu așa, și e bine ca din mâna ta, să zic așa, să iasă ceva, da, care să știi peste ani este ok. Ce meserii mi se par mie că... Stai puțin, da, nu trece. Deci da, înțeleg că lucrezi în învățământ. Da. În ce domeniu? Preuniversitar? Nu, ce? Învățător. Învățător. Ah, ok. Da, 1-4. Aha. Deci salariu mic, lumea nemulțumită, părinții pisăluci. Nu pot să spun că lumea nemulțumită. De educație. Adică eu sunt de principiu, da, de educație, da, într-adevăr sistemul de educație este în picaj, din păcate. Da. Salariul este așa cum este, din, da, dacă vrei să faci ceva la clasă, pentru că statul nu dă fonduri și așa, trebuie să te descurci, da, este salariul mic, pentru că, sincer, trebuie să cotizezi oarecum din banii tăi să poți să faci ceva la clasă, dacă dorești cu adevărat. Dar sunt satisfacții emoționale, da, morale, nu? Da, dar părinții, sincer, sunt așa cum îi educi și pe ei. Foarte interesant. Mulțumesc foarte mult. Încurajator și important. Orice meserie ai face să te simți bine făcând meseria respectivă. Cristian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața, băieți! Sunt convins că partea asta de inginerie, tot ce înseamnă, știu, IT și tot ce înseamnă robotică și poate îți dai seama, tot ce înseamnă inginerie va fi și peste 20 de ani. Uh-huh. Așa, apropo că este și domnul inginer acolo cu voi. Nu ne-a... Da. Așa. Ba cum e? Inginerii au construit lumea. Tot ce este în jurul nostru, domnul Luca, tot ce folosești tu aici, este făcut de ingineri. Așa, și crezi că nu vor putea fi înlocuiți de inteligența artificială? Gândiți-vă că până la urmă cineva trebuie să controleze și să o facă acea inteligență artificială. Un alt robot. Păi da, dar câțiva oameni, nu zeci de mii de, da, ingineri. O să fie doi ingineri șefi și trei ingineri. Bine, la noi o să fie ceva mai mult, probabil, și peste 20 de ani. Da. Da. Interesant asta. Iar în partea ce că va dispare, eu cred că ține tot ce partea asta de meseriușugărea, de efectiv de meserii de-astea care le făceau, știu eu, manual și toate astea. Cum, tocmai? Dispare.
Că astea cred că or să persi... Ba da, nu, de exemplu, au zugrav, doar nu o să zugrăvească un robot casa. Nu, dar gândește-te la cizmari. Sunt puțin cizmari. Dar cizmăria a dispărut nu pentru că ar fi fost înlocuită de o mașină, ci datorită abundenței. Acum este mult mai simplu să te duci să-ți cumpere o pereche de pantofi decât să o repari pe aia veche. Corect. În anumite cazuri, da. Și băie, să fac o paranteză apropo de inteligența artificială, că se referea la partea asta de medicină. Mă întreb când o descoperi robotul șpaga. Da. În cazul la noi, ce se va întâmpla? Da, are urmărit. Mulțumim, Cristian. Știi că între mesajele pe care le primim acum de la ascultători și care sunt foarte multe, mi-a sărit în ochi, cel mai frecvent apare meseria de gropar. Nu știu de ce cred oamenii că asta ar fi o meserie care va dăinui că până la urmă și acolo poate să vină un utilaj care să sape... Păi se folosesc acum utilaje, folosesc excavatoare. În cele mai multe... Noi vorbim de dispariția meseriei de gropar. Eu zic că poate să apară un android care să vină să facă perimetru și să sape o groapă. Nu știu dacă o să se mecanizeze chiar așa, adică sunt atâtea cimitire în țara asta, totuși. Sigur că poți să instalezi... Stai mă puțin, că dacă e așa cu țara noastră, nu o să mai mecanizeze nimic și nu o să iei niciun android niciodată. Tu ai văzut cum arată cimitirele ortodoxe? Da. Deci nu poți, cum să spun, nu poți să te deplasezi prin ele ca să ajungi la mormântul la care vrei să ajungi. Dar îmi-te un robot sau o mașinărie. O să fie dronă. O să rămână robotul în potmolit. O să aducă copăr și eu cu drona. Alexandru, neața. Se ridice panglici. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Una dintre meserii care eu văd că nu va dispărea nici peste 100 de ani este agricultura de subexistență ecologică. Adică să știi să dai cu sapa. De subzistență. Subzistență. De subzistență, adică să-ți faci la tine în curte, da. Asta nu este o meserie. Nu, păi este o meserie, pentru că pe viitor, peste 20-30 de ani, veți vedea că cei care sunt în posesia unui teren de un hectar vor fi cei mai bogați oameni. Ok. Pentru că va fi criza alimentară. Iar a doua nu pare să fie criza alimentară. Știu că se tot vorbește de criza alimentară, dar producția de alimente e în permanentă creștere. Da. Iar una dintre, îmi permit încă una, este de primar. Primar. Primarul. De exemplu, la noi, la primărie, la București, da, este un primar acum care toată lumea le-a în bășcălie și care nu e chiar așa. Dacă dumneavoastră luați datele, că puteți să intrați pe ele, datele publice, când a intrat el la primărie, avea un deficit de vreo 3 miliarde și ceva. Bugetul fiind de vreo 5-6 miliarde. Acum, anul bugetar pe 2023, primăria l-a deschis cu deficit zero. Eu consider că este un primar bun dacă în 2 ani de zile... Singura problemă cu noul primar e că a dispărut meseria de frizer. Atâta tot. Da, știi că noi... Îl mai tachinăm. Bun, acum să vă spun ceva, știți? Chestia e că primarul este inclusiv o funcție politică și el trebuie să comunice. Dacă nu comunică, vă spun, e foarte bine că este pe deficit zero și că echilibrează bugetul. Dar o să fie, nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine moștenește, dacă înțelegi ce vreau să spun. Adică cine are calul alb. Da. Deci o să vină cineva după dânsul, dacă nu comunică mai bine, care o să se bucure foarte mult că e deficit zero, ca să facă din nou datorii. Mulțumim, Alexandru. Hai să mergem să vorbim și cu Călin. De meserii. Bună dimineața. Bună, Călin. Salut. Bună dimineața. Am două fetițe și singura meserie, nu le pregătesc pentru nicio meserie. Încerc să le cultiv ideea de a face în detaliu și la performanță tot ceea ce le place și să fie pregătite pentru o lume în care schimbarea e ceva complet firesc. Foarte corect. Eu am fost 20 de ani, am practicat 20 de ani meserii de genul expert contabil, consultant financiar. La 33 de ani m-am apucat de drept dintr-o toană și la 43 de ani am devenit notar. Ce mișto! Este foarte bun exemplu. O lume în care absolut toate profesiile se vor schimba rapid și fundamental. Nu doar că vor dispărea, și cele care vor rezista se vor practica altfel. Foarte corect și mulțumim mult pentru această intervenție, această explicație. Eu vă spun din propria mea experiență, adică eu cred că poți să faci o facultate, mintea umană se poate organiza în așa fel încât să asimileze o mulțime de informații care nu interesează sau nu-i trebuie.
Dar cred că trebuie să faci meseria care, din domeniul care te pasionează și care te interesează, pentru că atunci poți progresa aproape în mod reflex. Atunci înveți lucruri că te interesează pe tine domeniul respectiv și în felul ăsta și crești în profesie și în meserie. Ești plătit mai bine, devii mai influent și așa mai departe. Câteva secunde pentru Tinu, neața. Bună, Tinu. Salut, Tinu. Bună dimineața. Eu cred că meseria mea de șofer va dispărea peste 70 de ani. Cam așa. Da, să vedem. E atât de greu să faci diferența între un om care merge pe marginea drumului și un tomberon care se răstoarnă, încât cred că mai avem de așteptat până când o să dispară meseria de șofer. Mulțumim, Tinu. Drumuri bune. Da, asta cu DJ de radio, crezi că e de viitor? Păi, uite, e foarte interesant. Știi că lumea spune că radio că dispare, că e un mediu demodat. Nu este așa. Numărul de ascultători nu scade. Și doi, radiourile care difuzează doar muzică. Acum spui, știi, ai Spotify, ai iTunes, ai, poți să asculti ce muzică vrei. Radio este mai mult decât un playlist. Radiourile care difuzează doar muzică nu sunt sus în audiențe. Oamenii simt nevoia să interacționeze cu cineva, să vorbească cu cineva, să transmită un mesaj, să spună părerea. De asta avem nevoie și de inginer la radio. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.